Să știi că în Vietnam erau condițiile acum 15 ani la care noi tânjim și în ziua de azi. Adică? Adică pentru jucătorul ăsta e un pas înainte că pleacă de la Dinamo și ajunge în Vietnam. Cât erau salariile? Gândește-te că au venit campion mondial din echipa Braziliei să joace în Vietnam. Că salariile erau mult peste ceea ce oferă FCSB, CFR Cluj, Rapid în ziua de azi. Tu cât ai avut în Vietnam? Eu am avut puțin, că eu n-aveam CV-ul. Cât ai avut? Eu m-am dus mai mult să-l caut pe Rembo pe acolo, că așa am râs și eu când mi-a zis ăla impresarul prima oară, zice, mergem în Vietnam. Zic, bă, nu putem, că mie nu-mi vine cașcheta aia, că eu având banița mai mare, zic, bă, dacă nu s-a terminat războiul, nu mă cuprinde cașcheta. Nu, erau condiții foarte bune. Cât aveai? Tu cât ai avut salariu, tu? Un salariu care îl poate oferi în ziua de azi și Rapid și CFR. Hai, Roberte, că zici, ne dai... Păi aveam bonusuri, Hori, aveam bonusuri. Cât câștigai pe lună, cum ar veni? Până la 20.000 câștigai. Până în 20.000. Păi ce, nu-i bun? 20.000 pe lună? Păi 20.000 pe lună n-au toți jucătorii de la FCSB. Păi și cum să stea la Dinamo pe ultimul loc pe 10.000? Da, dar se îi pui clauză 65.000 de euro? Nu, asta e o greșeală. Îți spun eu, n-a vrut să semneze jucătorul, credeți-mă aici. N-a vrut, când a semnat, a zis îmi puneți o clauză doar așa de formă și cu asta basta.